Accident teribil între dealul Stârmina și comuna Rogova. 6 victime, dintre care 4 rănite grav, au fost transportate la spital în urma impactului dintre 3 autoturisme. Din primele cercetări, șoferul uneia dintre mașini a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. La sosirea pompierilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism. Aceștia au extras de urgență victima, pe care au predat-o în stare de conștiință echipajelor medicale. Totodată, paramedicii SMURD și echipajele SAJ au acordat îngrijiri medicale unui număr de 6 persoane, care au suferit diverse politraumatisme ulterior, acestea fiind transportate la unitatea de primiri urgențe din Drobeta, Turnul Severin. Duminică, pe DN56A, în afara localității Rogova, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 27 de ani din comuna Corlățel, în timp ce conducea un autoturism pe DN56A, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani din comuna Salcia. În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 44 de ani a acroșat un alt autoturism condus de un bărbat de 45 de ani din municipiul Drobeta, Turnul Severin. Din accident a rezultat vătămarea corporală a 5 persoane, care au fost transportate la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Polițiștii rutieri au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă pentru șoferul vinovat.